Îi dăm drumul, domnul primar, în Valea Mare, cum merg investițiile și lucrările? La ora actuală, datorită timpului nefavorabil, nu am început niciun fel de lucrare, dar în următoarea perioadă va trebui să continuăm lucrările de asfaltare în satul Mărginem și Bătășan. Deci vom finaliza și cele două sate. Proiectul de asfaltare a drumurilor comunale. Și tot în perioada următoare vom continua asfaltarea satului Pietroasa. Ne confruntăm cu o problemă foarte gravă, o alunecare de teren în satul Deluren, care persistă din anul 2014, pentru care am făcut nenumărate demersuri la Consiliul Județean, Prefectură, Ministerul Dezvoltării. Suntem de un an și jumătate în faza de promisiune. Să sperăm că în ultimul ceas guvernanții se vor trezi și ne vor aloca sumele necesare pentru a rezolva această problemă, deoarece avem 70 de familii care sunt la o jumătate de metru de a mai putea ajunge la casele lor. Pe plan local am făcut tot ceea ce a depins de noi, le-am făcut o trecere măcar pentru o mașină, dar în urma ploilor abundente căzute în ultima perioadă, lucrarea a început să cedeze și va fi foarte grav. Și aveți ceva? Ok.